La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul biroului rutier, care în urma verificărilor efectuate au stabilit că un tânăr de 23 de ani din Robeta Turnul Severin, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Tudor Vladimirescu, nu ar fi păstrat distanța în mers față de autoturismul, ci se deplasa în fața sa, intrând în coliziune cu acesta. Autoturism condus de o femeie de 35 de ani din Robeta Turnul Severin. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul biroului rutier, care în urma verificărilor efectuate au stabilit că un tânăr de 23 de ani din Robeta Turnul Severin, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Tudor Vladimirescu, nu ar fi păstrat distanța în mers față de autoturismul ce se deplasa în fața sa, intrând în coliziune cu acesta, autoturism condus de o femeie de 35 de ani din Robeta Turnul Severin. Din impact, autoturismul condus de femeia de 35 de ani a ricoșat într-un autoturism condus de un bărbat de 54 de ani, acroșând totodată și un autoturism ce se afla staționat. Din accident a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătoarei auto de 35 de ani, care a fost transportată la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. Conducătorii auto implicați în accident au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatele fiind negative. Se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Două echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnul Severin au intervenit cu auto specială cu apă și spumă și o ambulanță SMURD la accidentul rutier, în care au fost implicate trei autoturisme. În urma accidentului a rezultat o victimă conștientă, o femeie în vârstă de aproximativ 35 de ani, care a primit îngrijiri medicale la unitatea de primiri urgențe. Două echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnul Severin au intervenit cu auto specială cu apă și spumă și o ambulanță SMURD la un accident rutier produs în municipiul Drobeta Turnul Severin. În urma accidentului a rezultat o victimă conștientă, o femeie în vârstă de 35 de ani. Aceasta a prezentat traumatisme minore și a primit îngrijiri medicale de la paramedicii SMURD la locul evenimentului, ulterior fiind transportată la unitatea de primiri urgență. Pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul evenimentului. Conducătorii auto implicați în accident au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatele fiind negative. Se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.